Salut și bine v-am găsit la un nou motovlog. N-am mai făcut de mult un motovlog din ăsta în care să vorbim așa. Și astăzi am ales să vorbim despre motorul cu sau fără ABS. De ce e bun ABS-ul și de ce e bine să îți cumperi un motor cu ABS, mai ales dacă ești începător. Înainte să începem vlogul propriu zis, vreau să vă anunț că urmează să fie un giveaway la mine pe pagina de Instagram. Împreună cu cei de la Moto Emotion am pregătit pentru voi o cagulă Magna Basic All Season, pentru că am intrat deja în sezonul rece, dar încă mai sunt zile călduroase. O să fie 3 reguli simple. Eu filmez partea asta înainte să apară giveaway-ul, dar probabil când o să postez videoclipul o să-l postez tot înainte de giveaway. Habar n-am, să vedem cum o să-mi fac timp pentru editat. Și nu uitați, dacă vreți să vă înscrieți la acest giveaway, o să apară în câteva zile la mine pe pagina de Instagram. Și nu uitați să lăsați un follow la Moto Emotion pentru că ne-au sponsorizat cu acest giveaway. Astăzi o să discutăm despre motor cu sau fără ABS. De ce e bun ABS-ul pentru motor? ABS este un sistem de frânare care blochează roata treptat, adică anti-lock brake system sau ceva de genul, din câte mi-aduc eu aminte. Adică nu îți blochează roata, e un mecanism electronic care nu lasă roata să fie blocată. De exemplu, dacă pui frână acum, frână față, și pui foarte tare, o să-ți intre ABS-ul pe față, iar roata nu se va bloca, va merge în continuare, dar treptat, așa. O să vă arăt imediat cum funcționează pe o porțiune de nisip, pentru că nu vreau să fac asta în trafic și să punem în pericol viața altora și poate chiar viața mea, cine știe. Așa că o să încercăm pe o porțiune de nisip undeva unde nu se circulă și o să vă arăt exact cum funcționează ABS-ul și pe față și pe spate. De ce consider eu că pe un motor este foarte bun ABS-ul? Pentru că la o frânare de urgență, tu fiind începător, deci mai ales ABS-ul e bun, e foarte bun pentru începător. Pentru că dacă tu vrei să frânezi, îți apare ceva în față sau, nu știu, un obstacol, orice, ți iese o mașină în față sau un câine, uite cum ar fi ăsta, stai-mă acolo. Tu, poate chiar și cu experiență, ai tendința să apeși frâna tare de tot ca să oprești. Dacă apeși frâna foarte tare și tu nu ai ABS pe motor, ghidonul o să-ți fie smuls din mână, efectiv, o să-ți fie smuls din mână ghidonul și tu o să ai șansa foarte mare, dacă nu chiar 100%, să cazi. Pentru că odată ce ți-e smuls ghidonul din mână, nu mai ai controlul asupra motocicletei și riști foarte mult să cazi. Wow, wow, be careful! Wow. Dacă pui frână acum cu ABS pe roata din față, ghidonul tău nu o să fie smuls din mână pentru că acționează ABS-ul, deci o să-ți intre ABS-ul și ABS-ul totodată, deci după ce că nu-ți blochează roata, o să-ți mențină ghidonul drept. Deci ghidonul tău, cum o să facă ghidonul tău când pui ABS-ul, o să facă puțin de tot stânga-dreapta, că roata tinde să se blocheze, dar o deblochează ABS-ul. Și de asta zic că este foarte important pentru frânarea de urgență, pentru că tu dacă vezi un obstacol și nu ai timp să le eviți, tind să dai la maxim frâna, să dai în frâne la maxim și ABS-ul te ajută să scapi cu viață sau chiar să ai timp să locolești sau să te oprești la timp și fără să cazi de pe motor. Mai are un rol ABS-ul pe roata din spate. De exemplu, dacă tu n-ai ABS și dai frână tare pe spate, motorul o să-ți fugă fundul motorului. Practic o să-ți patineze roata din spate. Și dacă ai ABS, roata neblocându-se, nu o să-ți mai patineze pentru că roata o să facă treptat, o să frâneze treptat și nu are cum să se mai blocheze. Așa, deci să vă arăt cum funcționează first person din perspectiva pilotului. ABS-ul pe roata din față mai întâi, o să vă arăt aici pe porțiunea asta de pământ. Vedeți, deci practic îți ține ghidonul fix, nu-ți face stânga-dreapta, nu ți le smulge din mână deloc, doar îți face așa șoc ca să poată să te oprească motorul. Și acum o să vă arăt și ABS-ul pe roata din spate, tot first person. Da, deci cam așa ceva. Și acum să dăm jos frumos camera și o să o punem aici, să vedem dacă filmează din unghiul acesta bine, ca să vă arăt cum te vedeți din exterior. Mai filmează o jumătate de oră, avem aici. Sper să se vadă ceva. O să încerc să dau frâna în dreptul camerei ca să se vadă. Deci frâna față mai întâi, da? Mai încercăm o dată, nu cred că s-a văzut. Și acum frâna spate. ABS-ul te ajută foarte mult în cazul ăsta, mai ales dacă ești și pe nisip și pe ud, dar și pe asfalt normal, când ai de frânat repede, te ajută. Uite și frâna spate, da?
cam așa funcționează. Sper că s-a văzut ceva aia, să vedem, verificăm, facem o verificare scurtă. Vă salut! Am verificat un pic filmările și nu știu cât de bine se vede totuși. Pe aplicația de la GoPro dă la rezoluție mai joasă filmările și o să verific acasă totuși. Dar o să vă las un videoclip în descriere, o comparație între motor cu ABS și motor fără ABS, frâne pe suprafață udă, să vedeți voi care e diferența exactă. Așa că dacă aveți de ales între un motor mai nou, pentru că am văzut că se fabrică încă motoare fără ABS, și un motor second hand, dar cu ABS, eu zic să-l alegeți pe cel second hand, pentru că ABS-ul e foarte bun. Și nu numai în frânările de urgență, ci și în frânările normale, pentru că poate să se alunece oricând spatele. Asta duce la riscul unui accident sau riscul unei căzături și nu cred că vrea nimeni să cadă. La ce nu te ajută ABS-ul? La curbe. De exemplu, dacă prinzi o pată de ulei în curbă, ABS-ul n-are ce să-ți facă, pentru că îți alunecă ambele roți sau doar roata față sau doar roata spate, depinde cum prinzi pata aia de ulei. Și acolo ABS-ul n-are ce să facă pentru că tu nu pui frână și ABS-ul acționează doar pe frâne. Sper că am fost totuși de ajutor cu acest scurt vlog despre ABS. Nu uitați să fiți atenți în trafic și să aveți grijă de voi, chiar dacă suntem în sezonul rece, încă se mai întâmplă chestii nașpa și nedorite. Cum spuneam, aveți grijă de voi. Până data viitoare, să ne auzim cu bine. O să vă las aici un scurt montaj de final de videoclip. Un loc foarte șmecher din județul Vâlcea, la Gușoianca. Peisaj foarte frumos. Merită, dacă sunteți în zonă, merită să vă duceți și pe acolo, că este foarte frumos. Ce mă speriai!